Fostul primar controversat din satul Drepcăuți, raionul Briceni, își face mendrele din nou. De această dată, Ghenadie Ioxa a tăiat abuziv aproape 300 de pruni dintr-o livadă, îngrijită de compania ucraineană Drebozaci. Potrivit păgubașilor, două persoane apropiate lui Ghenadie Ioxa, înarmate cu drujbe, au venit pe furiș și în câteva ore au pus pomii la pământ. În livadă am început a plânge. E un dezastru mare la Drepcăuți în livadă. E o jale mare. Paznicul plantației de prune a fost martorul acestei fără de legi. Anterior, el a fost avertizat de Ghenadie Ioxa că livada îi aparține, iar cine va călca pe pământul său va avea de suferit. Vă câteva zile în urmă a fost domnul Ioxa cu de la cadastru și a măsurat o bucată de pământ de pierjă de 75 de soți și a spus mai mult acolo să nu ne vârâm. Și când am venit ieri dimineață, la ora aproape sub 9, doi băieți cu drujbe tăiau pomii de pierjă. Contabilul companiei Păgubașe, Ion Guțu, crede că gestul fostului primar Ghenadie Ioxa este inuman și că acesta vine să-și caute dreptate doar în sezonul recoltei, pentru a profita de munca oamenilor. Guțu a adăugat că Ioxa a defrișat aproape un hectar de pruni de pe pământul unui fost cotaș al companiei Drebozaci, care n-a reziliat nici până în prezent contractul de arendă a terenului. Întreprinderea Drebozaci mulți ani am grijit de toată livada asta de 9 hectare și în timpul de față, iagă, vedem ce s-a întâmplat, s-au tăiat peste 250 de copaci de prune care erau frumoși, îngrijiți. Întreprinderea Drebozaci a curățit iarna, i-a îngrijit, i-a stropit, s-a curățit de la stari, s-au făcut mai multe stropituri. Când noi primăvara am făcut lucrări, nu le-a trebuit la nimeni, iar când prunile erau de strâns, s-au găsit stăpânii. Conducerea întreprinderii agricole Drebozaci crede că Ioxa a trecut de câteva ori limita bunului simț. Ucrainenii urmează să depună mai multe plângeri penale pentru deteriorarea intenționată a bunurilor străine. То, кто на него имеет право, то с этой ситуации можно было выйти совсем по-другому. Например, в Дребкоуцах есть детский сад, в Дребкоуцах есть школа, в селе есть центр для малообеспеченных людей. Да и просто, скажем, день независимости, сегодня большой религиозный праздник. Они могли просто эти сливы раздать. Oamenii din sat spun că Ghenadie Ioxa trebuie să răspundă în fața legii pentru că terorizează întreaga localitate de mai mulți ani. Legea e foarte moale la noi. Oamenii ăștia sunt infractori de mai mulți ani și noi îndurăm sătenii din Drepcăuți. Suntem bătrâni pensioneri, nu avem nici mii de lei pensii, dar ei fac așa dezastru. Așa prune frumoase să le distrugă, asta e... Asta e de necrezut. E un dezastru. Când am intrat în livadă, am început a plânge. Noi avem, ia că la 70 de ani, dar așa ceva n-am văzut încă. S-au făcut și până amul multe și nimeni nu a luat măsuri. Și poliția și toți sunt împreună cu Ioxa. De Doamne să fie tras la răspundere, dar cât i-a făcut el nu a fost tras încă la răspundere nic. Actualul primar din localitate, Angela Rurac, califică gestul fostului edil drept o răzbunare. Am rămas fără cuvinte, vă spun încă o dată, pentru că așa ceva nu se mai poate. Așa ceva, asta e un vandalism, asta e o situație care mă doare sufletul chiar și să vorbesc. Eu nu pot să înțeleg ce inimă, ce suflet are domnul Ioxa, pentru că a făcut-o el. Sunt sigură de asta. Luptăm de 4 ani cu așa numitul Ioxa, pentru că dumnealui a venit pentru interese personale. Marie, el nu numai în livadă, în agricultură a făcut probleme, a făcut și în primărie. Contactat telefonic, Ghenadie Ioxa a refuzat să vorbească cu jurnaliștii noștri, invocând că portalul de știri Nord News este aservit unui om de afaceri. Nord News, asta din Belt. Din nordul Moldovei.
Domnule Iaxa, nu, care... De la Bălți, eu cu Bălți nu grăiesc. Voi sunteți cumpărați de mine și asemblați în sat și m-ați degradat. La revedere! Amintim că Ghenadea Iaxa a intrat în gura presei după ce, prin diferite metode, a încercat să preia controlul asupra terenurilor arendate de la sătenii din Drepcăuți și a agresat verbal în nenumărate rânduri jurnaliștii portalului de știri Nord News.